Eu vreau să-l transmit un mesaj lui Filat, Lupu, Plăhătniuc, Gimpu. Ei sunt împreună, da, Fogașcă. Sper că și voi să-l transmiteți mesajul ăsta. Dacă nu la televizor, cel puțin pe altă modalități. Nu vă îmbătați cu apă rece. Faptul că ați obținut, în opinia și conform calculilor dumneavoastră, un rezultat bun, asta nu înseamnă că lumea vă vrea pe voi. Lumea nu vă dorește. Lumea a votat omul concret din teritoriu. Da. Și sunt și primari buni. Eu vreau să vă spun că nu spun raionul, ca să nu îl pun la bătaie pe omul acela, dar un primar de oraș, un primar bun, care a vrut să vină la noi înainte de alegeri, pentru că nu vrea cu PD-ul. PD-ul i-a pus 3 dosare penale pe masă și a spus, dacă te duci, ia că tălesc, șezi la pușcărie. Asta a făcut și PD-ul și PLD meu. Și asta a făcut în mare majoritatea raionilor. Nu vă îmbătați cu apă rece dacă credeți că ați obținut aceste mandate de consilieri și de primari. Ați obținut datorită poziției partidului? Nu. În mare măsură ați obținut prin șantaj, prin resurse administrative și prin cumpărarea voturilor. Dacă nu vă temiți și dacă sunteți așa fermi pe poziții, haideți la alegeri începate. Haideți. Hai să vedem ce o să spună oamenii. Și o să vă văd eu pe voi atunci când o să pierdeți resursul administrativ și toate televiziunile care le aveți la sub papuc. De ce nu vă îmbătați cu apă rece? O să vedem ce o să faceți voi săptămâna curentă, săptămâna viitoare. Vreau să văd cum o să faceți față la criza bancară, la sistem bugetar, cum o să întoarceți miliardele. O să vedem. Nu vor rămas mult. Partidele de centru stânga vin la guvernare. E vorba de timp. Jumătate de an, un an. Nu știu mai cât o să fie. Între jumătate de an și un an. Și vin partidele de centru stânga. Vin socialiști. Cu alți parteneri. Și nu văd nicio problemă aici.